Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Măcin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Măcin 3, cu hramurile, adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae. A săvârșit cu bucurie astăzi Sfânta Liturghie arhierească în biserica adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din Măcin, în această duminică primă după Rusalii, duminica tuturor sfinților. I-am adus mulțumire lui Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi pentru binefacerile revărsate asupra Părintelui Paroc și asupra credincioșilor din această parohie. Este cu adevărat un moment de bucurie și de întremare duhovnicească această duminică primă după Rusalii, duminica tuturor sfinților, duminică în care îi cinstim pe sfinții știuți și neștiuți care ne ocrotesc cu rugăciunile lor și ne îndeamnă și pe noi la sfințenie și la împlinirea poruncilor Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La final, Preasfințitul Părinte Visarion a premiat grupul catehetic al parohiei, care a reprezentat Episcopia Tulcii la faza națională a concursului național catehetic Biserica, Familia Românilor de Pretutindeni. În proiect au fost implicate și cadre didactice de la școala Gheorghe Banea din Măcin. La sfârșitul slujbii am primit ca și distinții diplomele semnate de către prea fericitul părintele nostru Daniel cu ocazia concursului în anul omagial al pastorației românilor ortodoxi din diaspora, concursul Biserica Familia Românilor de Pretutindeni. A fost o onoare să particip în cadrul acestui proiect 100 de pilde, 100 de inimi, încheiat în parteneriat cu Biserica din Măcin și Biserica Sfânta Mucenița Agata din Italia. Am participat cu un grup de copii inimoși de la clasa a doua Step by Step din orașul Măcin, care ne-au prezentat o multitudine de pilde, pilde care ne-au deschis inimi și suflete. Ne-am bucurat de această experiență nouă. Copiii participanți au citit pildele, au reținut morala și își doresc și pe viitor o colaborare la fel de frumoasă ca și până acum. În cadrul concursului, grupul catehetic al parohiei Măcin 3 s-a înfrățit cu grupul catehetic al parohiei ortodoxe române Sfânta Muceniță Agata din Catania, Italia, și au realizat împreună proiectul 100 de pilde, 100 de inimi.